Bună seara, bun găsit doamnelor și domnilor la Oameni și Perspective. În seara aceasta reîncepem transmisia emisiunii Oameni și Perspective. Intrăm practic în al patrulea an de emisie. Iată că au trecut 3 ani de când am apărut prima dată pe internet, prima dată când a fost transmisă emisiunea Oameni și Perspective. Sunt 3 ani de muncă, 3 ani de bucurii, de împliniri și vrem să mulțumim tuturor celor care ne-au scris, care ne-au sunat și în special tuturor celor care ne-au urmărit de-a lungul acestei perioade. Nu știm dacă viitorul ne va rezerva la fel încă o perioadă de 3 ani de zile. Noi sperăm cu încredere, cu credință în Dumnezeu că vom putea să continuăm emisiunile atâta timp cât se va putea. Spun în seara aceasta bun venit la emisiune pastorului Edi Constantinescu. Bine, l-am găsit. Bine ați revenit. Bun venit și lui Cezar Lucian, profesorului Cezar Lucian, bun venit la Oameni și Perspective. Bine, l-am găsit. Au trecut 3 ani de zile. Domnul Constantinescu, cum vi s-a părut această perioadă? Te referi la show-urile? Da, la emisiune, la tot ce a fost. Într-un cuvânt, pasionant. Pasionant. Da. Da, au fost 3 ani de muncă, da. Aș putea spune. Dar au fost 3 ani, poate, în care cel puțin eu pot să spun că am învățat foarte mult. Am învățat de la toți invitații, de la dumneavoastră. Și vreau să vă mulțumesc pentru că dumneavoastră ați fost în special omul de bază aici la emisiunea noastră. Bineînțeles îi mulțumesc și lui Cezar pentru drumul pe care l-a făcut de fiecare dată, de la Florida până la Chicago. Sunt câteva ore bune de zbor și a rupt din timpul lui și a fost aici alături de noi, cum și acum o face. Eu am prins numai ultima perioadă, ultimele 6 luni de zile, cel de-al treilea an. Dacă și ceilalți 2 ani a fost la fel de intens ca și ultimele 6 luni de zile, se pare că emisiunea a fost foarte bine primită acolo. Da. Și încă o dată vreau să-l recomand pe Edi ca fiind un interlocutor de marcă pentru orice subiect pe care tu l-ai aruncat pe masă. Și vine greu să cred că fără prezența lui Edi, emisiunile ar fi avut același impact pe care l-au. Nu, toată lumea recunoaște lucrurile acestea și de asta îi și mulțumim public. Și apreciem. Plăcerea a fost a mea. Fără Oameni și Perspective, n-ar fost niciun fel de conversație sau impact sau orice altceva. Da. Faptul că pășim în anul 4 nu înseamnă că îl vom și termina. Pentru că situația este cum este, criza afectează, nu ne mai permitem ceea ce ne permiteam până acum un an sau doi. S-au schimbat lucrurile foarte mult. Este un act de curaj, un act de credință. Faptul că pășim deja în anul următor de emisiuni, cât vom ajunge să-l ducem, până unde vom ajunge, până acolo vom merge. Ceea ce cred la ora aceasta cu tărie este că cel puțin până la sfârșitul anului, adică până în decembrie, cândva vom continua să emitem. După aceea vom vedea în funcție de situație, în funcție de criză, poate că se îndreaptă lucrurile, vom continua sau nu vom continua. Domnul Constantinescu, dumneavoastră ați dat, să zic așa, cred că ați fost impulsionat de emisiunile de la noi și ați început o altă emisiune. Da, am văzut ce sculă fantastică internetul și am început Oxygen2.net, care nu este un show atât de mult cât este un ciclu de seminarii. Și deci este cu totul altceva decât este Oameni și Perspective. Nu mi s-a întâmplat niciodată să-mi propun un proiect și să nu merg până la capăt. Și dacă se va întâmpla data asta, înseamnă că am ruginit. Și da, nu asta e, nu neapărat. Da. Nu neapărat. Se pot întâmpla foarte multe lucruri. Da, că îți cade o crămidă în cap, etc. Bine, dar nu neapărat. Da. Dar, da. În general, cred că nu se va întâmpla. E foarte puțin probabil să cadă o crămidă în cap sau să cazi cu avionul. Mă rog, ca să... Oricum, noi vă dorim succes în emisiunile pe care le veți face. Ne-ar fi făcut plăcere să ne permitem să vă avem mai departe la Oxigen, lucru care nu se mai poate. Aș vrea să spun, Oxigenul eu l-am încheiat și dacă voi mai face un seminar de Biblie, place să fac unul pentru Oameni și Perspective, dar ceea ce fac acum se numește Logos și este o istorie a relației între credință și rațiune în istoria creștinismului. Deci nu mai este Oxigen, este Logos. Dar site-ul se numește totuși Oxigen 2.
cum vă spuneam, mult succes. La Oameni și Perspective veți mai veni? Da, cum, pentru că sigur, sunt foarte multe întrebări. Când sunt invitat, când sunt invitat. Sunt foarte multe întrebări din acestea. Una n-are legătură cu alta, aș vrea să spun, una n-are legătură cu alta, da? Deci am simțit nevoia să am un site al meu, am văzut că este relativ ușor să folosești internetul ca instrument de comunicare globală. Am vrut să am un site al meu în care să mă pot exprima întru totul pe mine, mă rog, nu din narcisism. Și am și mai multe proiecte în privința asta, nu o să vreau să iau timpul. Dar una în legătură cu alta vreau să spun. Ideea cele două nu știu dacă aici ați fost vreodată să nu înțeleagă altcineva sau cineva să înțeleagă faptul că aici ați fi fost obligat să spuneți anumite lucruri și n-ați putut să le exprimați liber. Am preferat un cadru de seminar, nu unul de conversație, cadru de seminar. Mi se pare normal. Am preferat să vorbesc singur. Sigur, mi se pare normal. Și așa vorbeam mult singur și pe aici de multe ori, știi? Adică m-a apucat și nu mai opream, așa că am zis să pot să-mi dau drumul. Bun. Având în vedere că există atât de multe, să spun, inițiative de media, pe de o parte, pe de altă parte, și noi am împlinit un număr de ani, m-am gândit ca în seara aceasta să abordăm un subiect care este oarecum în legătură cu media, și vă propun să discutăm despre Hollywood și creștinism. Are vreo legătură Hollywoodul cu creștinismul? Există un conflict între Hollywood și creștinism? Dacă faceți așa un simplu search pe Google, veți vedea că sunt foarte multe linkuri care te duc către ideea că există un conflict teribil între Hollywood și creștinism. Un conflict nu doar așa tacit, ba din contră alimentat, susținut între cele două părți. Care este părerea dumneavoastră, domnul Cezar? Deci cu care întrebare trebuie să plecăm? Întrebarea era dacă există un conflict între Hollywood și creștinism. Începând cu resurgența creștinismului în Statele Unite prin mișcarea conservativă, din mișcarea evanghelică anilor 60, a existat un foarte clar conflict, pentru că întotdeauna creștinii au văzut în Hollywood distribuitorul principal de valori non-creștine. Multe din filmele care erau produse în cadrul sistemului de studiouri din Hollywood aveau de-a face cu drame în care adulter, ucideri și așa mai departe. Erau tot felul de aspecte non-creștine pe care Biblia le condamnă ca fiind activități umane meritorii. Și în acel moment, dacă orice film care vine din Hollywood, fie are un adulter, fie are un om care moare, fie are gloanțe zburând și așa mai departe, în ce fel Hollywood își promovează o valoare morală? Și răspunsul de la Billy Graham până în ziua de astăzi a fost: Hollywood este de fapt unul dintre inamicii principali ai creștinismului în America și pe întreaga planetă Pământ, pentru că de fapt Hollywood este un limbaj universal la ora actuală. Orice film care este succes, plin de succes în America, în 3-4 săptămâni devine un fenomen global. Și asta nu mai are nevoie de niciun fel de documentare. Așa încât această dihotomie între cele două surse de valori, valorile creștine prin mișcarea conservatoare evanghelică americană și valorile non-creștine care au fost susținute de către Hollywood, a fost de la bun început o luptă mare între cele două surse de opinii. Nu mi-a spus încă părerea dumneavoastră. Domnul Constantin, ce părere aveți? Există un conflict? Mai întâi vreau să spun așa, în timpul Macabeilor a fost un conflict între iudei și teatrul grec. Creștinii au criticat teatrul. Teatrul a dispărut din Roma, din Imperiul Roman, după încreștinare, și a fost redescoperit abia în timpul Renașterii. În timpul Renașterii a fost o adnă critică față de teatru, din care a evoluat filmul. Nu pot spune că teatru s-a transformat în film, dar filmul cumva a plecat de la teatru. Uh-huh. A fost o adnă critică atât a catolicilor cât și a protestanților față de teatru. Și în Statele Unite, vreau să spun, ca unul care a crescut într-o biserică de origine americană, vreau să spun ceva foarte, foarte deschis și poate supărător. Creștinismul american evanghelic este o subcultură. Și mă tem că Billy Graham sau alți predicatori, alți reprezentanți ai creștinismului american, nu au capacitatea să înțeleagă, de fapt, ce este filmul. Pentru că le lipsește, ei avea ca filmul să fie o oră de dirigenție. Filmul, teatrul, romanul, ficțiunea în general, are ca scop să ofere o perspectivă nemanipulată asupra vieții.
În sensul că un autor de ficțiune, indiferent că este ficțiune literară sau film, nu își poate, dacă nu vrea să facă kitsch, deci dacă nu vrea să facă ceva care să nu fie autentic, nu își poate permite să-și manipuleze personajele, ci le lasă să-și trăiască viața. Vreau să dau un exemplu scurt. Probabil că... Aceasta este și definiția pe care o dați la ce este filmul? E greu să dau o definiție a filmului, pentru că nu știu dacă cineva are o definiție a artei. Deci vreau să spun că este foarte greu să dai o definiție a fenomenului estetic. Și filmul face parte din aceasta. Sunt filme care nu sunt filme. Sunt filme voariste, da? Sunt filme care sunt pentru gustul vulgului, dar nu mă refer la aceasta. Un film care reprezintă viața, nu pot să-l cenzurez. El se concentrează pe criterii estetice. Un exemplu foarte scurt. Ceva comparativ cu ceea ce vor să facă creștini în America au făcut comuniștii, care vor să facă omul de fir nou, de timp nou, și au vrut ca orice film să fie o oră de dirigenție. Și mi-aduc aminte când Șolohov a fost chemat de Stalin. Șolohov luase deja premiul Nobel pentru literatură, pentru Perdonul liniștit, și acum scrie al treilea volum. Și Stalin l-a chemat și a insistat de Șolohov ca eroul principal al romanului, care la urmă moare împușcat de roșii, să se convertească, să se nască din nou în sistemul comunist și să urmeze, după distrugerea satului rusesc în timpul războiului civil, să urmeze în floarea colhozului. Și Șolohov a spus așa: tovarășul prim secretar, eu nu pot să trișez. Personajul meu trebuie să urmeze logica lui. Și Stalin, l-am înțeles, nu era Ceaușescu Stalin, mă rog, din cauza asta. Dar ce vreau să spun, un autor de film, un producător de film, nu poate să trișeze, să manipuleze personajul. Trebuie să lase, și aș da un exemplu, un film făcut de un adventist. Până la data aceasta, singurul film făcut de un adventist, probabil vor mai fi și altele în viitor, un film făcut de un adventist, Goodbye Lenin, film fost regist. Nu are niciun fel de manipulare. Îmi dau seama că omul este creștin care l-a făcut, dar nu are nicio temă explicit creștină. Urmează o logică a vieții la care, dacă s-ar abate pentru a ne da ora de dirigenție, filmul n-ar mai fi film, ce-ar fi kitsch. Da. Sunt foarte multe lucruri interesante pe care deja l-ați spus. Da. V-aș întreba care, și n-are de a face neapărat cu subiectul, care este diferența pe care dumneavoastră, sau nu, mai bine zici, ce vreți dumneavoastră să transmiteți când vorbiți de cultură și subcultură? Ați făcut afirmația că... Da, o subcultură este nu este neapărat minoră. Poate sunt 30 de milioane de evanghelici în America. O subcultură, este inferioară? Da, și spun de ce. O subcultură nu a asimilat experiența culturală europeană, începând de la cultura clasică, Evul Mediu, Renaștere, iluminism, romantism, realism, mă rog, nihilism, toate existențialism, toate aceste experiențe care au maturizat spiritul uman. Și în contextul unei culturi care este paralelă cu aceasta, se numește o subcultură și nici nu poate să înțeleagă. Pentru că orice film matur, un film adevărat, autentic, trebuie să ține cont de tot ce a fost înainte pentru a fi un film bun. Ori nu face parte, educația a creștinilor este trunchiată în privința aceasta, pentru că ei sunt păziți de păcat, trebuie să fie ținut spuri și probabil că este bine așa, dar din punct de vedere cultural ei sunt frustrați de experiență. Deci ei nu au ochii deschiși așa cum are omul care a interiorizat toată această experiență a Europei, să zic cel puțin, da. Că nu poate să Lucian. Fie universal. Sunt foarte multe idei care pleacă ca tangente din ceea ce Edi a spus. De asta vă las nici nu știu comentați. Pe care eu sunt un provocator, așa că... Alegeți una la întâmplare. Cel mai bun provocator. Nici nu știu pe care să merg mai întâi, dar... V-aș propune eu, dacă vreți. Comentați perspectiva nemanipulantă sau nemanipulativă asupra vieții pe care un autor, un regizor... încearcă să o lase așa, pur și simplu, să nu manipuleze, ceea ce mi se pare șocant prin ceea ce spune domnul Constantinescu, când un regizor încearcă să manipuleze pe cel care îl urmărește. Da și nu. Da și nu. Cel puțin, bun, nu încerc eu acum să, dar sunt foarte mulți care au această tendință și urmăresc în mod concret, în mod clar să manipuleze,